Deci tu și te gândeai, da, cu 2 ani în urmă, când? Anul trecut. Anul trecut. Înseamnă că poți să aterizezi pe pământ și să urci în astral. Te fâțâi așa. Anul trecut, da, de Crăciun, ți-ai luat zborul, ai sărit din corp în astral, adică ai nimerit în război, deci, da, ai nimerit în război magic, ai nimerit în despachetări și din astea, așa. Tu care ai fost dintotdeauna de mic copil, ai fost mag și ești și ai fost dintotdeauna, numai că ai fost așa. Da? Înțelegând niște lucruri cumva așa, nu neapărat să le dai denumirea. Ori acum ți s-a cerut, dă-le, domnule, denumirea, lămurește-le, conștientizează și te-ai împiedicat. Da? Și ți-ai băgat picioare, la un moment dat trebuia să te scoată cineva din sărite. Trebuia să te scoată din sărite și de Crăciun te-a scos din sărite. Cu cine rezonează fetele băieții? Un fel de, te întâlnești cu gen jumătatea ta sau ți se pare că e, da? Și te scoate din sărite, nu neapărat în sensul cel mai frumos posibil, da? Te sare din emotiv. Ce? Dumnezeu, ce prostie! Asta e de Crăciun, da. Te stai cu omul la mulți ani, trăiască cu șampanie și cu... Băi, asta... Nu cred. Și da? Te simți extraordinar și la mulți ani și nu știu ce. Și de atâtea emoții și de a se activează emoția. Dintre doi e foarte puternic, e un flash. E o scânteie așa de puternică între doi, da? E tot a ta, e dinăuntru. Se proiectează, încearcă să se proiecteze familia. Am înțeles. Și el și ea, da? Și scânteia aia. Și ca și cum proiectezi, tu ești proiectată și din tine e și el apărut, eu știu, proiectat, dar scânteia aia între voi îți dă fuel, eject energetic în astral. Înțelegi? Despachetare cam așa ar însemna. Băbește. Înțelegi? Și gata, și ai ajuns în astral și stai lângă tău. Și prinsești, stați cu undiță. Nu cred. Pe pământul raiului. Și vă distrați. Sunteți alea două zi. Energia sufletului, universul ăla, multidimensional, da? Mare, mare, mare. Și vă uitați voi amândoi la voi doi de acolo, de pe, ce faceți pe pământ acolo și nici cum nu, ăștia doi nici cum nu se înțeleg și voi doi, stați și nu înțelegeți, dar ce putem să mai facem noi ca ăștia doi de pe pământ să se înțeleagă, da? Ai înțeles unde ești? Ok, distrează.